Dacă doriți să vă amenajați locuința, cel mai bine este să apelați la specialistul de design interior. Acesta vă poate oferi idei despre cum vă puteți amenaja locul într-o casă de vis. Ce ne puteți spune despre apartamentul în care ne aflăm? Este unul dintre proiectele mele foarte dragi. Avem un stil neoclasic. Este reinterpretat pentru a se încadra tendințelor. Depinde foarte mult acum de gust. Proprietarilor li s-a potrivit mănușă. Avem tot felul de decorațiuni, profile pictate cu foiță de aur. Candelabrele sunt de la Possoni, din Italia. Majoritatea finisajelor sunt luate din Italia. Mă refer la băi, faianță, gresie, sanitare, mobilierul de bucătărie, la fel, de la Scavolini. Este o paletă de culori foarte caldă. În mare parte avem diverse nuanțe ale culorii ocru, combinate cu alte nuanțe de marouri, de unt la bucătărie. Deci este un cadru foarte plăcut ca și atmosferă, primitor. Ce ne puteți spune despre dumneavoastră? Sunt designer de interior. Am studiat la Institutul Marangoni, la Londra. În prezent lucrez în București, am afacerea mea. Și fac proiecte atât pe parte rezidențială, adică ne referim la case și apartamente, și parte comercială, vitrine, restaurante, cabinete, spa-uri, săli de sport, cam asta. Care sunt tendințele 2016? 2016 se poartă foarte mult, avem un mix de materiale, atât în bucătării, spre exemplu, sau se poartă în același timp ca băile să fie privite ca o încăpere, ca o altă, orice altă cameră din locuință și nu ca o baie în sine. Și de aceea nu mai regăsim atât de mult faianța pe pereți, ci tot felul de vopseluri decorative care pot imita cărămida sau betonul și altele. În același timp se mai pune accentul pe zona de living, pe șemineu, și tot aranjamentul se face în jurul acestuia. Nu se mai pune accent neapărat pe tehnologie, televizor, spre exemplu, în zona de socializare, tocmai pentru a întreține cât mai mult discuțiile cu membrii familiei sau cu prieteni. Apoi se continuă, ca și în 2015, cu accentele în materie de obiecte, pe parte de marmură sau metale. În 2015 s-au purtat foarte mult metalele cu finisaj lucios, alam, bronz, cupru, iar acum se pot combina cu cele cu finisaj mat. În același timp, electrocasnicele negre, deci culoarea închisă, combinată cu tot felul de blaturi de piatră naturală, cuarț și așa mai departe. Acestea ar fi unele dintre tendințe. Care sunt regulile de bază atunci când vine vorba de amenajarea unei locuințe? Bun. În primul rând, trebuie să ne raportăm la spațiul pe care îl avem, oricare ar fi dimensiunile acestuia, apoi la lumina naturală, care este foarte importantă, după care la persoana care locuiește acolo. E foarte important când vine vorba de o locuință ca aceasta să fie creată pe personalitatea proprietarului. Trebuie să ținem cont de nevoile pe care acesta le are. Spre exemplu, dorește din camera respectivă un birou
sau o bibliotecă, un dormitor, și atunci sunt anumite cerințe și reguli de care trebuie să ținem cont. Apoi dorințele pe care le are acesta, hobby-urile, absolut tot ce îi place și ce îl definește ar trebui să se regăsească în spațiul respectiv. Fie că venim cu accente de culoare sau de material, și în rest totul este foarte neutru, mă refer la culori, sau este o persoană mult mai îndrăzneață și deschisă la minte, ceea ce iarăși e destul de important pentru ca un proiect să iasă mai spectaculos. Și să nu uităm nici de cum de buget, pentru că de cele mai multe ori suntem restricționați și trebuie să facem tot felul de artificii pentru a crea un spațiu corect din punct de vedere al spațiului și al esteticii, care să se încadreze într-un anumit buget. Care este diferența dintre amenajarea unei case față de amenajarea unui apartament? Bun. În primul rând trebuie să ne gândim la diferențele de spațiu. Dar în același timp depinde. Putem avea un apartament de la 200-300 de metri pătrați, poate fi dispus pe un nivel sau pe două, poate avea terasă, grădină suspendată sau poate fi la parterul unui bloc nou de locuințe și atunci beneficiază de grădină. Sau când ne gândim la o casă, deja avem cumva alte proporții. Cumva ele se aseamănă, sunt câteva diferențe. Acestea ar fi, cum spuneam, spațiul. Trebuie întotdeauna, mai ales dacă ne gândim la o casă, să ne raportăm la interior și la exterior în același timp. Pentru mine, lumina este importantă. Natura este una dintre pasiunile mele și atunci încerc să o integrez în toate proiectele. Și cumva trecerea de la exterior la interior trebuie să fie făcută într-un mod foarte inteligent ca să nu avem diferențe mari de concept sau orice vizual. Un apartament, ok, să zicem că are dimensiuni mai restrânse, aici trebuie să venim cu tot felul de artificii pentru a beneficia la maxim de spațiul pe care îl avem. Spațiile de depozitare, de exemplu, nu sunt niciodată suficiente și atunci trebuie să venim cu tot felul de dressing-uri, să acoperim absolut fiecare colț, pentru ca fiecare loc din apartament să își aibă un loc al lui. Apoi, mai este problema de apartament, locuim într-un imobil și atunci ne dorim să nu ne deranjăm unii pe ceilalți. Din acest motiv există tot felul de soluții de a izola fonic, arată foarte bine estetic și creează niște pereți interesanți, volumetrii, culori atrăgătoare. Cam astea ar fi o parte dintre diferențele la care mă gândesc, dar cred că atât un apartament cât și o casă trebuie luate individual. Fiecare proiect este personalizat pentru spațiul respectiv, pentru persoanele care locuiesc acolo și trebuie să ținem cont de absolut toate, toți indicii care ni se oferă. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu frumos.